Derbiul etapei a 19-a, Ligii a 4-a de fotbal s-a disputat între Unirea Mirșit și Benfica Ilianda, victoria revenindu-i echipei gazdă, care s-a impus cu scorul de 1-0. Un singur gol s-a marcat în derbiul etapei a 19-a din Liga a 4-a de fotbal dintre Unirea Mirșit și Benfica Ilianda. Scorul a fost alb până în prelungiri, iar Bogdan Filip a înscris golul victoriei în al doilea minut de prelungiri. Cele două formații se vor întâlni și în optimile de finală ale Cupei României, partida fiind programată în această după-amiază de la ora 18. Liderul Luceafărul Bălan a bifat a 18-a victoria sezonului după ce a dispus cu 4-0 pe teren propriu de Barcă Urnușoalău, 3 dintre cele 4 goluri fiind marcate în partea a doua. Echipa pregătită de Marius Pașca rămâne la 12 puncte distanță de ocupanta locului secund și mai are nevoie de 4 victorii pentru a deveni campioană județeană și matematic. Sportul Șimleu, campioana ediției trecute, a rezistat doar 43 de minute pe terenul celor de la ASEC Iești, fiind învinsă cu scorul de 0-5 după ce la pauză gazdele au avut avantaj minim. Scorul etapei l-a înregistrat Rapid Jibou, formația condusă de Marius Muntean, impunându-se cu scorul de 8-1 pe teren propriu în fața echipei Flacăr Halmăș. Ocupanta locului secund, Dumbrava Gâlgău, s-a impus la limită pe terenul echipei Real Crișeni, scorul final fiind 1-2. Silvania Cehu Silvaniei a obținut a noua victorie câștigând cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la CS Crasna. Etapa viitoare se dispută duminică după următorul program. Benfica Ilianda, Sportul Șimleu, CS Barcă Unușfalău, Unirea Mirșid, Silvania Cehu Silvaniei, Luceafărul Bălan, Gloria Bobota, CS Crasna, Flacăra Halmăș, Olimpic Bocșa, Dumbrava Gâlgău, Rapid Jibou, ASEC Iești, Real Crișeni. În această după-amiază au fost programate și jocurile din cadrul optimilor de finală ale Cupei României, unde se vor întâlni Someșul Someș-Odorhei, CS Barcău Nușfalău, Olimpic Bocșa, Dumbrava Gâlgău, Benfica Ilianda, Unirea Mirșid, Luceafărul Valcău, Sportul Șimleu, Real Crișeni, CS Creazna, ASEC Reacajac, Rapid Jibou, Steaua Cosniciu, Luceafărul Bălan și Cetate Bucium, ASEC Iești.